Salutare tuturor, numele meu este Alex și astăzi vom desfacem un videoclip de la sticleți. Astăzi o să eliberez câțiva din ei. Voi ține eu o pereche și o pereche de scatei, singura pereche care o am. Și restul o să eliberez. Am aici o colivioară unde o să-i bag. Normal este colivia pentru pipalac. Uitați-l acolo, dar l-am mutat un pic acolo ca să pun aici să-i eliberez. M-am bucurat de ei tot sezonul de iarnă, iar acum trebuie să-i eliberez să se mulțească și ei. Revin după ce-i prind și-i bag în colivie. Am prins 8 sticleți, i-am băgat în colivie aceasta. Între care 2 o să păstrez eu, o pereche, și 6 o să-i eliberez. A mai rămas acolo o pereche de scatii. Primul e masculul și a doua e femela. Pipalacul o să-l bag înapoi aici. Și acum haide să vă arăt care îi păstrez eu, femela și mascul. Au rămas doar ăștia doi. Masculul este acesta și femela este aceea, de acolo. Și o pereche de scatii și cam ăștia sunt. Și acum haide să îi eliberăm pe aceștia. Am uitat și primul. Acesta o să-l punem pe gardul acesta. S-a dus direct. Pe ultimul o să-l pun în acest măr. Nu vrea să zboare. Nu uitați cât de bucuros este. Cam acesta ar fi videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe, share toate și pe tine și v-am lăsat cu bine. Pa, pa!